Procurorii DNA, doamnelor și domnilor, cum sună asta și pe jingle-ul nostru, zici că vine tsunami. Deci procurorii DNA, secția de combatere a infracțiunilor asimilate, infracțiunilor de corupție, au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus luarea de măsuri preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile, cu începere din 10 octombrie, adică de azi, față de inculpații. Costoiu Mihnea Cosmin, la data faptelor secretar de stat Ministerul Educației Naționale, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Pescariu, celebru Pescariu, da? Reprezentantul fundației cu același nume, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Dosarul are ca obiect modalitatea încheierii actului adițional din 2009, act prin care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de locație, de închiriere, potrivit căruia baza sportivă și de agrement pentru copii cutezătorii din București, constând în construcții și teren pe o suprafață de 5,7 hectare, fusese dată în folosința fundației Dinu Pescar.